Pe 1 aprilie, Helmut Ducadam a împlinit 65 de ani, iar soția lui, Alexandra, spunea că, deși au trecut 17 ani de când s-au cunoscut, aveau o relație frumoasă la fel ca la început. De altfel, fostul portar declara că își găsea mereu liniște alături de familie și atunci când era plecat, abia aștepta să se întoarcă acasă la soția Alexandra și fiica lor. Secretul cred că este să te iubești și să te respecti. Fără respect degeaba este iubire. Dacă nu îl respecti pe cel de lângă tine și să te accepti cu bune, cu rele, cu defect, cu orice, la mulți ani, iubirea mea. Te iubesc. În continuare voi fi alături de tine prin orice ne va fi dat să trecem și îmi doresc să ne bucurăm de tot ce avem. De fetița noastră și unul de celălalt, declara Alexandra Ducadam. Regretatul fotbalist a suferit mulți ani din cauza problemelor de sănătate și a dus o lungă luptă. Acesta s-a gândit și la momentul în care va muri, motiv pentru care i-a lăsat soției sale indicații clare cu privire la ce se va întâmpla cu el după moarte. Helmut Ducadam și-a dorit să fie incinerat, conform dorinței sale din testamentul pe care l-a făcut. Acest lucru a fost dezvăluit de soția lui, prin intermediul prezentatorului TV de la DigiSport, în urmă cu o seară. Așadar, Helmut Ducadam urmează să fie incinerat, căci această dorință îi va fi respectată de către familia lui. Fanii marelui fotbalist pot să-și ia rămas bun de la el astăzi, la Arena Națională, sector VIP, de la ora 14. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.